10 amenințări amuzante făcute de Coreea de Nord. 10. Copilul gras nebun. Nimeni nu urăște poreclele mai mult decât liderul suprem Kim Jong-un. Așadar, când senatorul american John McCain a folosit pseudonimul Copilul gras nebun într-un interviu la postul de televiziune MSNBC în luna martie 2017, aproape că a pornit un război total între cele două națiuni, SUA și Coreea de Nord. În timpul interviului, John McCain a spus: China este singura care îl poate controla pe Kim Jong-un, acest copil gras nebun care conduce Coreea de Nord. Aceștia ar putea omorî economia Coreei în doar o săptămână. Urmărind remărcile aduse liderului suprem, Agenția Centrală de Presă din Coreea de Nord a redactat o declarație a Ministerului de Externe, care a spus la rândul lor că McCain a rănit demnitatea întregii țări prin afirmațiile sale. Declarația lungă s-a terminat cu avertismentul dat de Coreea de Nord asupra Americii, care amenință că își va termina misiunea sacră de a răspunde prin forță brută celor care îndrăznesc să rănească demnitatea conducerii supreme a statului. Cu alte cuvinte, nu jigniți Coreea de Nord. John McCain a ridicularizat afirmația printr-o postare pe Twitter. El a declarat astfel: ce, aceștia au vrut să-l numesc copilul nebun și slab? Se pare că greutatea lui Kim este un subiect sensibil pentru statul secretos al Coreei de Nord. În noiembrie 2016, oficialii din Coreea de Nord au cerut guvernului Chinei să interzică oamenilor din mediile de socializare care îl urmăresc pe liderul lor suprem grăsuț să mai facă asta. 9. Amenințările prin fax. Printr-o mișcare demnă de anii 90, Coreea de Nord a trimis un mesaj de amenințare de distrugere către Coreea de Sud în decembrie 2013 folosind faxul. Înfiorător de amuzant, nu-i așa? Faxul a fost trimis drept răspuns protestelor ținute în Seul împotriva conducerii Coreei de Nord. Liderii din Nord au amenințat Coreea de Sud fără niciun avertisment. Ideea de a folosi o mașinărie de fax poate părea învechită și, să fim serioși, ridicolă, însă faxul este de fapt principala modalitate de comunicare dintre Coreea de Nord și cea de Sud. E-mailul nu este folosit pentru că necesită acces la internet, iar acesta este interzis în Coreea de Nord, iar singura linie telefonică funcțională care se află la granița statului a fost oprită de liderii supremi ai statului corean în martie 2013 în urma unor tensiuni serioase dintre cele două țări. După ce liderii din Coreea de Sud au primit mesajul prin fax, aceștia au răspuns promițând să acționeze imediat și să pedepsească Coreea de Nord în cazul unui atac din partea acestora. Dar, în ciuda neînțelegerilor prin fax, cele două țări nu au acționat militar. 8. Bombardarea nucleară a Casei Albe. În ianuarie 2017, când Barack Obama și-a terminat mandatul de președinție, el i-a spus președintelui următor, Donald Trump, că cea mai presantă provocare cu care va avea de-a face va fi Coreea de Nord. În luna mai 2017, avertizarea lui Obama a devenit o realitate terifiantă atunci când Coreea de Nord a amenințat că va bombarda nuclear Washingtonul și va transforma Casa Albă în cenușă. Poate că acest lucru nu este la fel de amuzant ca celelalte amenințări, ci mai degrabă este foarte înfiorător. Amenințarea a fost făcută printr-un raport format din 2000 de cuvinte făcut de Agenția Centrală de Presă din Coreea de Nord. Aceasta a condamnat decizia lui Donald Trump de a muta navele maritime de război ale SUA în Marea Japoniei. Coreea de Nord a văzut acest gest al lui Donald Trump ca o pregătire pentru un război total. Cu toate acestea, ar putea Coreea de Nord să elimite Statele Unite americane? Nu încă. În prezent, experții susțin că Coreea de Nord nu poate trimite o bombă nucleară pe o distanță de 10.300 de kilometri, adică lungimea distanței dintre cele două țări. Totuși, vestea rea este că țintele potențiale pentru Coreea de Nord sunt Japonia, Coreea de Sud, probabil Guam și o parte din Rusia. Așadar, nu este cel mai înțelept lucru să ne jucăm cu focul. 7. Folosirea echipelor de forțe speciale. Ce se întâmplă dacă Donald Trump apasă primul butonul bombelor nucleare? Ei bine, Kim Jong-un a amenințat că va dezlănțui iadul peste țările vestice. Potrivit dezertorului Ung Jil Lee din Coreea de Nord, în timpul atacului, Kim Jong-un amenință că va folosi o echipă de asasin pentru a elimina mai mulți diplomați și turiști străini de peste granița cu Coreea de Sud. Prizonierii ar urma să fie folosiți în avantajul Coreei de Nord dacă războiul ar izbucni. Ung Jil Lee, cel care a dezertat în Coreea de Sud în anul 2006, a fost recrutat pentru a servi forțelor speciale faimoase ale Coreei de Nord la vârsta de 17 ani.
Acesta a susținut că a făcut parte din cele 100 de grupuri terestre și aeriene puternice, special alese pentru a provoca razii în Coreea de Sud, pentru a distruge infrastructura, pentru a distruge drumuri și poduri și pentru a răpi străinii. În cazul începerii unui război cu vesticii, aceste grupări înarmate ar trebui să vină după turiștii de peste graniță și să-i răpească. Deci, poate ar fi mai bine să vă anulați zborurile către Seul. 6. Sushi Playmate. Timp de 13 ani, Kenji Fushimoto a lucrat în Coreea de Nord ca bucătarul personal de sushi al lui Kim Jong-il. Nu este nimic ciudat încă. Cu toții avem un bucătar special care să ne prepare doar sushi la comandă. Dar stresul sentimentului care putea fi omorât în orice moment l-a îndemnat pe bucătarul șef să evadeze din propria țară în anul 2001. A zburat către țara sa natală, Japonia, în timp ce se presupunea că este la cumpărături pentru a lua ingredientele necesare gătitului de sushi. Acesta și-a construit o a doua carieră de succes ca scriitor de cărți bestseller despre foștii săi angajatori. Aceste cărți au oferit o perspectivă interesantă celor mai enigmatice țări de pe pământ, dar și lui Kim Jong-il. Într-un interviu acordat revistei JQ despre cărțile sale, bucătarul personal de sushi al familiei liderilor Coreei de Nord a dezvăluit niște secrete revelatoare despre fostul lider suprem al Coreei de Nord. Potrivit lui Fujimoto, în timp ce Kim nu era preocupat să amenințe Casa Albă sau să își înfometeze propriul popor, acesta îl căuta pentru iubire în biroul său. Fujimoto a declarat: "Nu este prea mult dacă spun că am fost un fel de partener pentru Kim Jong-il. De fiecare dată când acesta îmi cerea să-l sărut, îmi spunea, dacă mă trădesc vreodată, și făcea gestul unui cuțit înfipt în stomac." 5. Bombardarea nucleară a Australiei. O altă zi, o altă țară amenințată de atacul nuclear al Coreei de Nord. Ar fi amuzant dacă nu ar fi o amenințare atât de gravă. În luna aprilie 2017 a venit rândul Australiei să fie centrul atenției pentru retoricul regim extrem. Coreea de Nord și-a îndreptat vederea către Australia după ce ministrul de externe australian Julie Bishop a spus că programul armelor nucleare ale Coreei de Nord sunt o amenințare serioasă pentru Australia dacă nu este oprit de comunitatea internațională. Peste ceva vreme, Bishop a declarat că guvernul statului Coreea de Nord ar trebui să investească banii publici pentru bunăstarea cetățenilor care suferă de foarte mult timp, decât să îi folosească pentru a investi în construcția armelor de distrugere în masă. Dar pot focoasele nucleare din Coreea de Nord să fie lansate cu succes către Australia? Ei bine, este o distanță mai mică față de SUA, dar Coreea de Nord nu a testat cu succes nicio bombă nucleară intercontinentală care poate ajunge deocamdată până în Australia. 4. Cine a mâncat toate plăcintele cu ciocolată? Umila plăcintă cu ciocolată, o confecție dulce cu glazură de ciocolată și bezele, a devenit un subiect tabu și un simbol al capitalismului în Coreea de Nord. Pentru mult timp, plăcintele au fost oferite drept bonus muncitorilor nord-coreeni care lucrau în fabricile din Coreea de Sud, în zona industrială comună a orașului Kyosong. Dar, în loc să savureze copios delicioasele plăcinte, muncitorii au vândut renumitele plăcinte de ciocolată, formând o piață neagră pentru aceste alimente. Ele se vindeau cu prețuri piperate datorită inflației din jurul lor. De-a lungul timpului, gustarea sud-coreeană chiar a devenit o monedă de schimb în Coreea de Nord, iar Kim Jong-un nu a fost prea mulțumit de acest lucru. Așadar, în mai 2014, autoritățile din Pyongyang au ordonat proprietarilor fabricilor comune să nu mai dea drept bonus muncitorilor acele plăcinte. Peste câteva luni, Coreea de Nord a avut o surpriză plăcută din partea vecinilor din Sud. În jur de 200 de activiști au venit în Coreea de Sud și au umplut 50 de baloane cu 10.000 de plăcinte de ciocolată în total, care au fost purtate de vânt către Coreea de Nord. În răspunsul bombardamentelor cu astfel de baloane, producătorii plăcintelor au fost luați în vizor drept posibile amenințări de agresivii lideri supremi ai Coreei de Nord. Capitala Pyongyang a amenințat că îi va omorî pe toți cei implicați în acest eveniment. 3. Distruge acel bus. Timp de ani la rând, Coreea de Sud a trolat Coreea de Nord aruncând un mix de știri mondiale și cântece K-pop prin difuzoare puternice de-a lungul graniței, intimidând astfel soldații din statul izolat de restul lumii. Dar în august 2015 lucrurile au luat o întorsătură urâtă atunci când Coreea de Nord a amenințat că va arunca în aer difuzoarele puternice după ce acestea au început să redea lucruri împotriva psihologiei de război folosite de acest stat. Seul a început să difuzeze aceste sunete după ce Coreea de Nord a plantat mine terestre într-o zonă demilitarizată a graniței sudice. Acestea au determinat uciderea a doi soldați din Coreea de Sud.
Coreea de Nord, care are o istorie clădită în jurul insultelor aduse către liderul său suprem Kim Jong-un, a văzut aceste difuzări drept o declarație de război între cele două state, dar președintele din acea perioadă din Coreea de Sud a spus oficialilor din Pyongyang să treacă peste aceste șotii și să-și revină în fire, să se trezească din această iluzie că ar putea menține un astfel de guvern prin amenințări care vor aduce doar izolare și distrugeri. Coreea de Nord a eșuat să urmeze sfaturile vecinilor din Sud de a înceta cu amenințările, iar în februarie 2017, Coreea de Sud a folosit difuzoarele din nou pentru a împrăștia știrile peste graniță despre uciderea lui Kim Jong-nam de către fratele acestuia, Kim Jong-un. Această acțiune a fost cauzată de faptul că știrile locale din Coreea de Nord au rămas tăcute cu privire la uciderea acestuia. 2. Războiul de propagandă. Nu este niciun secret că Coreea de Nord își controlează cetățenii prin frică și propagandă. Una dintre aceste propagande este punerea într-o lumină proastă a altor state prin afișe și videoclipuri pe care le ilustrează ca fiind rele, iar Kim Jong-un ca fiind eroul care salvează nația. În anul 2013, în mijlocul amenințării că țara era pe punctul de a începe un al treilea test nuclear, Coreea de Nord a lansat unul dintre cele mai propagandiste videoclipuri. Clipul de 3 minute și jumătate arăta un bărbat din Coreea de Nord care visa la un oraș asemănător cu New Yorkul, care avea zgârie nori în flăcări. A fost postat pe YouTube de către Agenția Oficială de Propagandă a Coreei de Nord. Acest videoclip avea ca titlu următorul text: Fumul negru se ridică undeva în America. Poate că gruparea satanistă care din obișnuință provoacă războaie invazive arde acum datorită focului pe care tot ei l-au pornit. Dar, într-un mod bizar și o întorsătură hilară, videoclipul a fost șters de pe platforma YouTube după ce campania care creează jocuri video electronice Activision a afirmat că acele scene sunt extrase din seria jocului de succes Call of Duty. Amenințările ciudate către SUA au fost urmate de un test nuclear chiar în ajunul postării videoclipului. 1. Războiul interviurilor. Un film american făcut în jurul încercărilor de asasinare asupra liderului suprem din Coreea de Nord, Kim Jong-un, nu are cum să se termine cu bine în statul pusnic, dar nimeni nu ar fi putut prezice amploarea acestei pelicule. Filmul de succes al lui Seth Roger, numit The Interview, a fost inițial programat pentru luna octombrie a anului 2014. Însă, în luna iunie din acel an, guvernul din Coreea de Nord a răbufnit cu privire la peliculă și a amenințat că va porni un război cu statul american dacă compania Columbia Pictures lansează acest film. Drept răspuns, compania a optat pentru amânarea lansării până în decembrie, iar aceasta a reeditat filmul pentru a-l face mai acceptabil pentru Coreea de Nord. Însă această acțiune nu a fost îndeajuns pentru liderul Kim Jong-un, care potrivit statului american a pus la cale un atac cibernetic împotriva companiei Sony Pictures. În urma acestui atac urma să elibereze unele date confidențiale ale studioului de film cu ajutorul grupului numit Gardienii Păcii. Gruparea a amenințat să provoace atacuri teroriste asupra cinematografelor care urmau să redea acest film. În cele din urmă, multe lanțuri de cinematografe majore au refuzat să redea conținutul acestei pelicule, iar în schimb Sony a decis să lanseze filmul pentru închirieri online. Filmul The Interview a avut un venit de 40 de milioane de dolari din închirierile digitale, făcându-l astfel cea mai de succes lansare digitală a companiei Sony. Vă mulțumesc că ați urmărit cele 10 amenințări amuzante făcute de Coreea de Nord. Sunteți surprinși de oricare dintre aceste amenințări? Aștept răspunsul vostru în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!